genul programului Pamflet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Cătălina Solovăstru, alături de mine, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine m-am regăsit. Numai departe de săptămâna trecută discutam despre faptul că ITRSV se mută la Iași. Iată o altă instituție regională și o invocam atunci. Garda Regională de Mediu, cu sediul la Suceava, s-a desființat complet, iar angajații vor fi preluați, am înțeles, de la prefectul județului, de structura județeană. E un alt semnal că regionalizarea se face cu capitala la Iași. Da, deocamdată s-a desființat comisariatul ăsta. Nu știu dacă se va mai înființa. Eu nici nu văd, eu nu înțeleg care era rostul comisariatului regional. Chiar nu pricep dacă erau comisariatele județene, nu văd de ce mai trebuia o suprastructură. În fine, poate e nevoie, poate sunt foarte multe probleme de mediu care trebuie gestionate și la un nivel mai mare, nu doar la un județ. Poate trebuie. Da, probabil că problemele de mediu, fie că e vorba de ape sau de poluare, afectează mai mult decât probabil, un județ. Probabil, nu știu, nu mă pricep, însă desființarea acestui comisariat regional nu înseamnă că el nu va fi înființat în altă parte. Este foarte posibil și acum, fiind o perioadă electorală, probabil că cei de la guvernare sunt foarte atenți, mai ales că au fost semnale plecate dinspre cei care acum sunt în opoziție și dinspre presă, spunând, domne, uite că se face regionalizarea și Suceava va deveni ultima roată la căruță într-o regiune cu județul Iași, cu capitala la Iași. Mâine, păi mâine o să mute și televiziunile și radiourile, cred că o să ne mute pe toți la Iași sau o să ne facă sucursale, ceva de genul ăsta. Eu nu înțeleg un lucru, adică se fac aceste mișcări și sunt mulți cetățeni ai municipiului Suceava și ai județului Suceava care sunt foarte mândri că ei sunt suceveni și peste tot o fac că sunt bucovineni, asta cu bucovineni, care mă omoară pe mine. Ei sunt foarte, foarte bucovineni, când îi auzi vorbim peste tot că sunt bucovineni. Însă acum când ei trebuie să arate că sunt bucovineni și suceveni, nu mișcă niciunul. Sunt nu știu câte ONG-uri prin Suceava asta. Societate civilă. Unde e societatea civilă? Dar nu există. Eu când am că este societate civilă. Sunt câțiva fundații, sunt scriitori, asociații, sunt artiști plastici, sunt cântăreți de operă, cântăreți în corul bisericii, nu știu, sunt tot felul de artiști din ăștia. Bă, dar pe unul nu-l aud, acum să iasă și să spună o voce din asta autorizată, poetul Isulescu, care a scris el nu știu ce cărți și le știu toți copiii din școală, să iasă să spună, domnule, nu se poate, că Suceava este leagănul tradițiilor, datelor și obiceiilor și noi trebuie să rămânem aici capitală și a fost capitală cu Ștefan cel Mare, cu cetatea, cu Baia, cu Râșca, cu tot ce a făcut câmpul moldoveni, să rămânem noi capitală într-o regiune care să fie formată din trei județe. N-au nicio voce din asta autorizată, n-au societatea civilă, sunt niște fundații care mănâncă bani de pe la Uniunea Europeană, de la guvern, în afară de împărțit mere prin oraș în loc de țigări și în afară de făcut lanțuri tălâmbe prin jurul casei de cultură sau nu, se strâng de mână și nu știu ce fac ei, nu fac absolut nimic. Stau toți cu limba în gură, știi, și ei sunt din ăștia de simpozion, sunt suceveni de simpozion, unde vine unul, citește trei versuri pe care le scriu eu dacă mă enervez acum în două secunde, toți își dau ochii peste cap și ei bifează un act de cultură și ei sunt mari suceveni și mari bucovineni. Dar acum nimeni nu spune nimica. Înțelegi? Păi nu, că banii pentru publicat cărți, pentru făcut expoziții, dar o să le dea Iașu. Manifestări, le ia de la politicienii care acum au anumite funcții, nu? Și care, da, și militează pentru organizarea asta și în 8 regiuni. O să le dea de la Iași, o să le dea. Acum ei fac aici bani pe cărți, pe... A făcut unul, mă, o statuie în Suceava, în centrul Sucevei. 4 miliarde a costat. Așa, 4 miliarde. Au făcut toți așa și când o să se mute la Iași, o să le dea Iașu, dar o să le dea lor numai niște fursecuri. Ce o să rămână la ei de la lansările lor de carte și de la statuile lor, o să trimită la pachet la Suceava pentru oamenii de cultură din Suceava niște pachetele. Cum se cheamă, mă, alea la anunț? Mărturii. Niște mărturii. O să le trimită mărturii cu niște fursecuri și niște felii de mici. Că dă nu un mic întreg. Câteva felii de mici muiat în muștar. Așa să le trimită la Suceava. Ce rămâne la masă la ei, să trimită la fraiere de la Suceava. Sorin, îți mulțumesc pentru prezența la comentariul zilei. Încheiem aici, doamnelor și domnilor. Sunt Cătălina Solovăstru. Toate cele bune!